Cu bucurie vreau să vă povestesc în cele ce urmează despre motivele pentru care recomand această carte apărută la editura Herald, Terapia EMDR și Psihologia Somatică. Este o carte aparent stufoasă, însă care se citește foarte ușor și asta datorită multitudinii de studii de caz și explicațiilor și reperelor și ghidurilor care sunt incluse aici. Această carte își propune, în fapt, să ajute clinicienii și psihoterapeuții deja cu formare în EMDR să înțeleagă cum pot să folosească acest protocol în 8 pași corect și cum pot să se ghideze în funcție de clientul pe care îl au în față, în funcție de semnalele corporale pe care acesta le oferă, pentru a gestiona un proces de lucru psihoterapeutic într-un mod cât mai profesional și cu rezultate pentru client. Am apreciat foarte mult în această carte faptul că autoarele Ariel Schwartz și Barb Mayberger au menționat despre importanța formării și conștientizării psihoterapeutului în ceea ce privește propria persoană, propriul corp și propriile emoții și au pus accent pe felul în care emoțiile psihoterapeutului pot să susțină procesul pentru client și au dat niște repere foarte valoroase de lucru chiar în timpul ședințelor și repere chiar pentru terapeuți pe care le pot folosi în afara ședințelor, înainte sau după. De asemenea, acesta este un model de abordare în EMDR care pune foarte mult accent pe această zonă somatică. Veți vedea în această carte sunt foarte multe exerciții care ne pun în contact cu corpul nostru și ne ajută să conștientizăm faptul că acest protocol în 8 pași din EMDR este unul care, dacă este folosit corect, chiar ia în seamă corporalizarea, chiar ia în seamă felul în care noi simțim în corp și ne ajută această carte să ne conștientizăm și felul în care putem folosi acești indicatori în cadrul psihoterapiei. Sunt zone teoretice care sunt expuse, sunt zone care pot să ajute clinicienii să înțeleagă mai bine despre EMDR și cum pot să aplice corect protocolul, însă sunt și zone care vorbesc foarte mult despre gradul de aplicabilitate al acestei terapii. Și salut faptul că sunt foarte multe exemple, sunt foarte multe studii de caz și direcții pe care oricine le poate folosi în siguranța casei pentru a se ajuta pe sine. Sunt repere foarte utile pe care, dacă le parcurgem pas cu pas, putem să învățăm cumva să ne autoreglăm, să ne liniștim corpul, să ne liniștim emoțiile și să ne creștem această capacitate de a conține emoțiile mai puțin plăcute. Recomand din suflet această carte, cred că este una dintre cărțile de bază apărute în piața din România în legătură cu terapia EMDR. O salut, este una dintre formele mele de lucru favorite din cabinet și mă bucură tare mult inițiativa editurii Herald pentru a aduce această carte la noi în țară.